prietenii astea, dar am plecat într-o bicicleală pe tri la jet ski, la jet ski, doar în seacă. Avem mai mult timp în urmă decât mai avem în față, nu? Acum. Noi suntem trecut de jumate. Da. Ne avem încotro, sigur. Ce rasă să vacile? O să metiș. Metiș, da. Nu ne-am axat pe ceva. Pe ceva, păi asta sunt mai rezistente la climat. Aici, la aici. Da. Asta și dacă o prinde ploaia, nu are treabă, nu. Și să, păi sigur, nici lapte. Și media de lapte, și de lapte e bună pentru terenurile astea și pentru iarbă. Plus că, na, și viței trebuie, nu? Păi nu-s ca ăia de Angus, ca să ții numai pentru carne. Nu, păi astea, în vițelul, se pot fiecare de ele 2-3 luni, cât pot. Și seara la cât te duci după ele? Sau, da, vin... jumate. Oricum ele vin încoace. Ele vin să trag încoace. Altfel cine? Da. Bine, mai este și când dacă pleacă seara, mai după masa și când e cald și pleacă pe la 5, încolo să bea apă de la lac. Atunci rămân pe acolo și mai pas. Pe partea aia, pe... Oricum seara, în general, ele pasc mai... Știu că vine noaptea, pasc mai bine în noaptea. Și răcoare și... Ai zis că de jivine nu... Nu, pe aici la vaș nu li frică, nu. Mai ales cu mutate ale noastre, că... Bine, acum e efectivul mai mic, dacă nu aveam multe atunci, nu, nici poveste nu aveau treabă. Am înțeles că ele se pun în cerc, așa. Păi s-a strâng toate. Uh-huh. Eu venit odată șocul, nu avea un câine și eram la colibă cu ele. Și au venit la colibă cu câinele, nu știu, ele nu lor cunoscut, nu știu, că păi, nu avea treabă. Băi, frate, s-a strâns toate, am zis că l-omoară, dar am închis în șoprul, că altfel... Doamne, dai seama. Nu, au și ele simțurile lor. Dar într-o ciurdă din asta există o conducătoare. Păi dar cum să nu? Există? La toate cum? Da? Da. La toate care... Sunt vaci care ele fac asta. Ala e rolul lor. Mai ales în general astea mai, care sunt mai bătrâni. Că ele aia știu și fiecare își aleg o conducătoare și a lor și... Alea le coordonează. La tine care e aici? Eu am și aia unde? Uite, o și plecat. Aha. Vezi, l-o și apucat pe călipul. Da, da. Deci le ia și le... Le duce ea. Le duce, le pleacă și când pleacă cu ele înapoi. Uite iară, cum merg după ea. Da, păi aia e tot în față când... Ei, bă, gata. Ei, la dea. Apă dimineața, beau de aici și până la urmă... Au plouă... acolo lacul ăla, așa-i? Da, păi dacă când plouă mai este și pe aici, că mai sunt schibăți de așa se strânge, dar îi secetă, pe aici nu mai numai la lac acolo. Acum dacă o plouat așa... Păi acum au și... Au, așa-i? Dar strânge. Și era că avem pe aici, pe mijlocul grădinilor, că la noi era mai de mult un părău, știi, era izvor și apoi mergea pe mijlocul locului. Dar o să cad. O să cad. S-a mutat, cred că eu știu izvorul pe unde, cum. În orice caz, a fost secetă. A fost în vara asta. Da. A fost
o lună de zile atunci. Numai la noi tot văd că nu a afectat chiar. Chiar așa, da. După coasă n-ai văzut că a roșit iarba toată. Da, așa în general tot s-o mai menținut. Am mai dat ploi la munte, știi, și oxigenul odată, fost mai, știi, altfel, nu fost chiar uscătura asta în aer. Au iarbă. A, iarbă este. Deci anul ăsta chiar este. S-a făcut mai târziu, dar acum e bine. Dar bine ținut-i așa să vede. Nu, știi cum. Cum nu mai sunt nici chiar așa multe. Păi când ori fost atunci, am avut 30 și... Bă, nu pot să fie cam mai puțin. Normal. Sunt multe. Că și când avem poză pe la colibă, când le dădeam sare, băi, frate, ziceai că târlă de oi. Așa se... Da, când erau toate pe acolo. Acum am sare, știi, am drob. Îmi ies că le șapăți. Le trebuie acum. Sănătate multă, domnul Bar, Doamne ajută! Hey, you.